Bună tuturor! Astăzi avem Unboxing! Unboxing de la Dubai Collection Eu deja am scos parfumurile din folii ca să nu nu mai fac atâta gălăgie. m-am uitat la clipurile precedente și se aude destul de cringe și vom vorbi astăzi despre două parfumuri. Sinceră să fiu, această comandă a fost achitată parțial cu banii, ca să mă exprim așa, ce am făcut din comisioane și jumătate banii mei, ca să... de jumate, jumate, da? Nu este un clip sponsorizat. Mi-am ales două parfumuri. Inițial, eu le-am mirosit pentru că la comenziile precedente le-am luat în variante de 10 ml și de când le-am mirosit am spus nu trebuie să le am. Nu-mi pasă că unul dintre ele este un parfum, nu tocmai pentru vremea ce vine. Nu este un parfum de vreme caldă. Din nou, fiecare poartă ce vrea, când vrea, cum vrea. Pentru mine una, oricât de mult ador acel parfum, cu siguranță nu îl voi putea purta vara, eventual un singur puf seara. Hai să nu mai ne lungim atât de mult și să trecem la treabă. Primul este Vibrant Orange and Neroli din colecția Emir, din colecția Vibrant. Orange and Neroli Ana. Un parfum inspirat din Byredo Sunday Sticluța, hai să punem cutia aici. Așa. Sticluța arată așa. Da? Deci numai dacă privim sticluța, știm că este un parfum inspirat de Byredo. Au păstrat aceeași formă. Doar că sticla de la Peris Corner este brumată, ca să spun așa, și este de culoare portocalie. Inițial am crezut că parfumul este portocaliu, dar nu. Parfumul este incolor, sticla este portocalie. Capac foarte greu. Am impresia că e ceva metal. Nu știu. Da. Oh, Doamne, hai să luăm bloter că deja nu mai am răbdare. Știți că eu v-am mai spus în alte clipuri, nu sunt fană Neroli, însă acest parfum mi-a dat de cap ca să zic așa. Hai să-l pulverizăm. Uu, frumos, frumos atomizor. Ah, Doamne Dumnezeule! Deci nu, nu. Parfumul ăsta, știți, am mai spus eu și la Oboi de la autobiografie că va fi parfumul meu de vară. Același lucru îmi vine să spun și despre acesta. N-am încercat să fac clearing cu ele, cu toate că e o idee, dar am fost atât de încântată încât nici nu v-am spus notele. Haideți să vi le citesc totuși. Și avem așa. Apă de parfum uh, Emir Vibrant Orangent Neroli Unisex. Acest parfum este inspirat de Byredo Sandazit. Note de vârf. Mandarina, lămâie din California. Note de mijloc. Neroli, asomie de sambac. Note de bază, vată de zahăr, mosc alb. Brand Paris Corner, colecția Emir Vibrant. În momentul în care am văzut pe site, în bază, la notele din bază, vată de zahăr, eu, această gourmand lover, am spus, prietene, vi cu mine sau te iau. Nu. No. Și ținând cont de faptul că acolo este listat neroli, tocmai de aceea am comandat în primă fază decant de 10 ml. Ok, haideți să vedem ce spune frumoșelul acesta. Deci îți lasă gura apă, pur și simplu îți lasă gura apă. Pentru că în deschidere avem o mandarină cărnoasă, suculentă. Apoi totul, nu știu, se transformă într-un caramel citrat cu toate că nu avem caramel în, în note. Eu uh, simt aici ca și cum ar fi un caramel citrat, cu ceva flori albe, citricele din acest parfum. Ca să mă exprim așa, mai uh, uh, proeminent, simt mandarina în locul, uh, în locul uh, lămâiei, Neroli, de care mie mi-a fost foarte teamă, nu este uh, bold, nu este Neroli acela in your face. Cel puțin eu una nu îl percep așa și nici Iasomia nu este tare. Dacă sunteți iubitoare de parfumuri florale, nu vă așteptați ca acesta să, să fie acea bombă florală. Este mai degrabă un fructat gurmand cu o atingere florală. Doamne! Deci este un parfum hipnotizant. Am văzut în recenziile de pe site că multă lume îl asociază cu mirosul acela de portocale din preajma Crăciunului. Pentru mine este un parfum all seasons, într-adevăr este unisex, uh, văd, îl văd purtat de un bărbat fără nici cea mai mică problemă. Haideți să vedem uscarea. În uscare își face apariția, bineînțeles, acea vată de zahăr acompaniată de mosc alb. Mosc alb, îi conferă o o atingere pudrată, o, nu știu, îl face să se simtă pudrat în uscare. Este genul acela de parfum, ușor de purtat, oriunde, oricând, nu veți deranja pe cei din jur. La birou, la plimbare, oriunde, oriunde despre, despre performanțele sale nu voi discuta în acest videoclip pentru că cu toate că eu am avut decantul de 10 ml nu prea l-am purtat l-am pufăit de vreo două ori și m-am îndrăgostit instantaneu în schimb, Țin minte că atunci am combinat și, și alt parfum. Da, per total, încă ceva. Acest Orange and Neroli am văzut mai tot timpul pe site că este out of stock. Dacă doriți să faceți ca mine să vă achiziționați întâi decantul de 10 ml, oricum eu și pe acela îl voi ține pentru poșetă categoric, dacă nu, aveți acolo o opțiune să primiți notificare. Dacă accesați acea opțiune, veți primi un e-mail în care cei de la Dubai Collection vă vor anunța momentul în care acest minunat și superb revine pe stoc. Deci este un parfum, nu se poate, e superb, superb. Din aceeași gamă știu că mai au din gama Vibrant de la Emir, știu că mai au și uh, Dupul pentru Baldafric tot de la Bairédo. Din acela nu am decant de 10 ml, am în schimb o mostră de 2 ml și țin să vă spun că îmi place foarte mult și acela. Foarte mult, foarte. E excepțional. Ambele sunt parfumuri categoric de avut în colecție. Ambele pentru mine una, mă repet, din punctul meu de vedere, în percepția mea, sunt parfumuri all season. Și acum, da, și ambalajul și cutia mi se pare foarte tare cu portocaliul acesta în interior. Și acum vom trece la un parfum care, eu am spus că leșin dacă nu l-am. Bineînțeles, și acesta l-am avut în primă fază, în varianta de cant de 10 ml, și mi l-am achiziționat acum, chiar dacă nu este perioada lui, din simplu fapt că deja pe site avea o reducere de 14%, dacă nu mă înșel. Vorbim aici de Cahila Lux. Întâi și întâi de toate, o secundă pentru această prezentare și stați să vedeți, pam pam, este luxul într-o cutie, lux într-o cutie, haideți să scoatem împreună sticla, haide sticla vrei să ieși? trebuie să ieși. Mm. Ok. O, Doamne, ce e aici? O, Doamne. Aceasta este sticla. Aici avem pur și simplu o tăbliță din metal. Capacul e asta, ne operă de artă. Operă de artă. Sticla este foarte grea, jur, deci... Nu știu, numai pentru felul în care este finisată, numai pentru calitatea materialelor, numai pentru uh, calitatea prezentării, prețul plătit este o nimica toată. Haideți să-l pulverizăm. Nici n-am luat blotter. Dar nu mai am răbdare. Ia să vedem. Ui! Doamne Dumnezeule! Pe, la parfumul ăsta nici nu e nevoie să miroși bloterul. Deja s-a umplut toată camera. M-am luat cu emoțiile deschiderii și nu v-am citit notele. Avem așa apă de parfum cahila Lux unisex, inspirat de Kayali Invite Only Amber 23. Note de vârf: cireșe negre care de la primul puf te izbesc, cireșe negre, miere de Provence, frunză de tutun, ciocolată cu alune. Note de mijloc. Absolut de trandafir, centifolia. Absolut de trandafir, centifolia, Ana. Trandafir damascena, frunză de citrice. Note de bază. Ulei de ud, cipriol, mosc, firmenih. Rășină de chihlimbar, benzoin, lem de santal, paciuli, vanilie. Brand Paris Corner, colecția Cahila. Și acum, Vai. Se deschide dulce, condimentat, tutun, tutun cu scorțișoară. Cireșele acestea sunt genul acela de, eu le-aș vede mai degrabă, cireșe învelite în ciocolată, cireșe trase în ciocolată, nu știu de ce. Așa mă duce cu gândul, Miere, vanilie, tonca. Ia să vedem. Primim și nuanțe verzi. Presupun că acestea vin de la Cipriol. Presupun. Nuanțele astea verzi ă, sunt doar o atingere. Nu, nu sunt ceva proeminent, nu sunt ceva în permanență acolo, ca să mă exprim așa. Dulce, condimentat, scorțișoară, tutun, ambră, o vanilie, vanilie aceea cremoasă, vanilie aceea ușor dark. Are și o tentă buzii. Cred că tenta asta buzii vine de la cireșe, nu știu. Așa îmi lasă mie impresia. Ambra devine ușor rășinoasă, balsamică, însă nu este ceva deranjant. Se combină cu dulceața trandafirului și, din nou, Ana nu iubește trandafirul, dar aici e ceva... Ia să vedem uscarea. Nu știu, e genul acela de parfum care fie îl iubești, fie îl urăști. Cale de mijloc cu el nu, nu prea văd. E genul acela de parfum bold, opulent, in your face. Este unisex, clar, este unisex. În uscare, în uscare, în uscare, lemnul de santal devine mai proeminent. Lemnul de santal preia oarecum rolul principal. Scorțișoara, tutunul și ambra devin mai light aici nu uscare. Dar este tutunul acela frumos, un tutun excepțional. Delia, dacă vezi acest videoclip, este un tutun excepțional aici. Apropo, te pup și te iubesc. Una peste alta este un parfum profund, deep, un parfum dark, un parfum um, mistic, dacă, dacă m-aș putea exprima așa. Însă, categoric, nu, nu aș recomanda blind buy varianta mare. Nu. Mergeți pe mostre, dacă nu mă înșel, 2-5 și decantul de 10 ml dar este ceva superb, 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 e, nu regret nicio secundă și fie vorba între noi, pentru prețul plătit, ceea ce primiți este cu mult peste. Um, parfumul din care este inspirat, Kayali, nu l-am în colecție, l-am mirosit însă, dar um, sunt sunt acolo. De fapt, Cahila Lux este acolo, este în zona de CAYALI 23. Însă, vreau să achiziționez un decant și să facem un clip separat, să facem o paralelă între cele două. În această comandă, cam și o most Sedrat Essence, da, am primit mostră, un parfum pe care deja îl cunosc, soțul meu îl are în colecție. Mă mai dau și eu cu el. E superb. Sedrat Essence, uh, inspirat din uh, Sedrat Boise de la Mansera. Excepțional. Mi-am mai achiziționat în această comandă un decant de Iasmin Intens sau Jasmine Intens. De ce mi-am achiziționat eu acest decant? Acest parfum, tot de la Paris Corner, cred că am ceva cu Paris Corner, încep să îi plac din ce în ce mai mult. Acest parfum este inspirat din Bulgarii Jasmine Noir. Haideți să vă spun și notele. Am achiziționat acest parfum deoarece Bulgarii Jasmine Noir este singurul parfum care pentru mine înseamnă mama. Știu, poate vă vi se pare ciudat, însă mama a purtat ani de zile bulgarii gesminoar. E un momentul în care simt acea aromă, acel iz de bulgarii gesminoar, pur și simplu am impresia că e mama lângă mine. Din păcate, bulgarii gesminoar este un parfum discontinuat. Tot scrollând pe site, pentru că eu la fiecare comandă de pe Dubai îmi place să achiziționez și câte un decant de 10 ml. Prefer decantul pentru că, de exemplu, cum a fost în cazul celor două, um, Vibrant Orange Generoli și Cahila Lux. Am achiziționat și varianta full size însă nu mă deranjează să am și de cam de 10 ml pentru că mi-e mult mai ușor să-l iau cu mine. Haideți să vă citesc notele. Apă de parfum Paris Corner Jasmine Intens, femei, inspirat de bulgarii Jasmine Noir. Note de vârf, gardenie, note versi. note de mijloc, iasomie, sambac, migdale. Note de bază, lem dulce, boabe de tonca, lem prețios, ambră, mosc, Paciuli. Brand Paris Corner, colecția Pandora Sense. Și acum să luăm un blotter. Aceea era o mostră. S-a spart? Nu s-a spart. Să luăm un blotter și să vedem dacă este Bulgari Jasmine Noir. Îmi plac foarte mult uh, decanturile celor de pe Dubai Collection. De ce? Pentru că ele vin în uh, recipient de sticlă. Și recipientul de sticlă este mult mai ok pentru a uh, păstra proprietățile parfumului, ca să mă exprim așa. Hai să vedem ce avem aici. Stați un pic! Deci nu cred. Se deschide verde, iasomie, migdale. Lem dulce. Boabetonca. Doamne, deci e fix ce trebuie, ca să mă exprim așa. Jur, e fix ce trebuie ambră, paciuli, ceva, ceva lemnos. Este atât de cremos, este atât de luxos, este atât de rafinat. Nu este acea bombă cu iasomie, da? de să ne înțelegem de la bun început, dacă vă așteptați ca jasmine intens să fie acea bombă cu iasomie prin prisma numelui său. Nu, nu este acea bombă cu iasomie este. Este un parfum superb cremos. Cremos, dar, dar că în același timp e ceva aici. Nu știu. Cei de la Paris Corner nu știu ce fac, dar și-au făcut temele, cum spun eu. Acesta este încă un motiv pentru care eu iubesc clonele din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că îmi permit să am în viața mea, ca să mă exprim așa, parfumuri discontinuate. 10 deci fix Bulgari Jasmine minor. Nu, nu nu cred, nu cred. Am impresia că prețul lui este undeva prețul uh, său pentru varianta full size, undeva la 120-130 de lei pe site, 135 undeva pe acolo. Decantul fiind uh, de fapt toate decanturile de 10 ml fiind la 32 de lei. Dar pentru felul în care miroase 130, 100, hai, 150 de lei mi se pare extrem de puțin. Nu știu, un parfum superb, superb, cu siguranță cât de curând și acesta va fi în... Era părul meu. Și acesta va fi în varianta full size în colecția mea, categoric 1 și pentru mami. Nu sunt ca de obicei mega încântată, jur, sunt mega încântată, sunt uh, în momentul în care mă uit așa la parfumuri și nici nu știu să vă spun care dintre ele îmi place mai mult. Toate trei sunt uh, pe drumuri diferite ca să mă exprim așa. Însă, toate trei sunt ceea ce trebuie. Sunt niște parfumuri superbe. Și nu, nu o spun pentru că am eu cod de reducere și afiliere cu ei. Însă, ca idee, eu am folosit parfumurile um, de pe site-ul Dubai Collection. <coughs> Îmi cer scuze, până să am afilierea cu ei. Nu știu. Merită. Testate fiecare dintre cele trei. Le voi purta, voi reveni cu păreri și asupra performanțelor, dar luați-vă nu decan de 10 ml, luați-vă mostra de 2 ml, cea mai mică variantă. Sunt niște parfumuri superbe, superbe. Dacă le aveți și voi în colecție, sau dacă aveți tot așa, dețineți niște clone bombițe, lăsați-mi și mie, vă rog, în comentarii că de aia e. o să ajung să mănânc pufuleți, dar nu mai contează, voi mirosi fabulos. <laughs> Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final și ca de obicei ne reauzim în secțiunea de comentarii. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc din suflet. Vă pup